Cei care sunt la cârma municipiului și-au exprimat părerea cu privire la migrația politică încă de la apariția ordonanței. Niciodată nu voi pleca la alt partid și nu sunt de acord cu migrația politică. Consider că mulți migrează din interes propriu și personal și mai ales din interes financiar cel mai mult sau interes de poziție. Acum, după ce acest subiect a fost adus multă vreme în discuție, pe lista cu proiectele de hotărâre ce a fost votat în luna septembrie, a apărut în cap de listă un proiect care viza exact această problemă. Să vă aduc cunoștință situația a domnului consilier, iar să vă aduc cunoștință printr-un proiect de hotărâre așa cum zice legea. Consilierul Aurelian Arsenea a demisionat din PPDD și a devenit independent. Astfel, aleșii locali au fost puși în fața situației în care aveau de votat o hotărâre care, în opinia lor, era doar o luare la cunoștință. Lucrurile sunt bulversate, așa cum este și ordonanța aceasta de încurajare a traseismului, așa că nu avem decât să aplicăm legea așa cum este ea, cu riscul ca excluderea domnului Arsene să devină definitivă la un anumit moment dat. Este un nonsens. Cred că atâta școală mai pricep eu, atâta mai învățat și eu. Nu pot să votez pentru mine, că am luat la cunoștință tot pentru mine. Atâta timp cât ai niște principii și ader la un partid, nu poți să te schimbi dintr-o dată, să treci la alt partid. Mă rog, în cazul de astăzi, independent deocamdată. Spiritele s-au încins, iar unul dintre consilieri l-a întrebat pe edilul orașului ce se întâmplă dacă se votează acest proiect în unanimitate împotrivă. Răspunsul a fost unul simplu. Nimic. Tot ați luat act de situația dânsului. Problema apare pe fondul afirmației lui Marian Butnaru, care susține că aleșii sunt acolo pentru a vota dacă un proiect trece sau nu, iar decizia în cazul lui Arsene nu conta. Tot Butnaru a susținut faptul că acest subiect trebuie pur și simplu dezbătut la capitolul diverse sau, în cel mai rău caz, consilierilor să li se oferă o listă pe care să semneze că au luat la cunoștință decizia lui Aurelian Arsene. Consiliul local, prin această hotărâre de astăzi, a luat notă de dorința consiliului local, respectiv de a fi consilier independent, de a nu mai reprezenta partidul pentru care a fost ales și doar atât, pentru că ordonanța pe perioada 45 de zile permite migrarea aleșilor locali. Se pare că neînțelegerile pe fondul legilor nou apărute îi bulversează nu doar pe consilieri, ci și pe oamenii care i-au ales.